a fost nunta unuia dintre cele mai importante personaje din cartea mea, Dresor de lei și de fraieri, viața lui Nuțu Cămătaru. A fost nunta lui Nuțulică, băiatul cel mare al lui Nuțu Cămătaru, băiat născut fix odată cu mine, pe 5 octombrie, 10 ani mai târziu. Eu sunt 1980, el este 1990 și știu toate astea pentru că cât timp am scris cartea cu Nuțu și cât timp am stat cu Nuțu aproape zi de zi, adică 5 ani de zile, am ajuns să-i cunosc întreaga familie și chiar m-am bucurat să merg la această nuntă, zic eu, extrem de interesantă. Prima parte a nunții a fost chiar acasă la Nuțulică. Trebuie să știți că Nuțu Cămătaru, când a divorțat, s-a mutat undeva în zona Snagov, acolo unde am și lucrat eu împreună cu el timp de 5 ani de zile la scrierea acestei cărți. Iar Nuțulică practic a ajuns proprietar pe, nu știu dacă se zic vila, ferma incredibil de mare din șoseaua Sălaj, fermă în care am fost și aici a început întreaga nuntă cu partea de ia-ți mireasă ziua bună și așa mai departe, toate acele obiceiuri, a cântat Salam, Țancă, Uragan, nu mai știu câți maleniști au cântat, vă las niște imagini să vedeți. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, fericire la copiii tăi, la familia ta, toată! Pentru Nuțulică cu mesajul la mulți ani, 50 euro, 100 euro, 150 euro, 200, 250, pentru tata Nuțu Cămătaru 300, 400 de la COVID, 500 euro! Câteva lucruri interesante. Ferma din șoseaua Sălaj este celebra fermă unde Nuțu Cămătaru a făcut istorie și unde a crescut toate animalele acelea. Este ferma din care au fost arestați lei, mă rog, au venit organele de abilitate și au preluat lei de acolo. O să vedeți câteva imagini cu animalele pe care le încă le mai are, cămile, cai și așa mai departe. Îmi amintesc foarte bine ultima dată când am fost în această casă. Este ultimul capitol al cărții. Apropo, vă las aici link activ cu cartea, puteți să o cumpărați apăsând pe linkul din descriere. În ultimul capitol al cărții, care se numește La mulți ani afară, am fost împreună cu Nuțu Cămătaru în ziua eliberării lui Nuțulică. Nuțulică a făcut undeva la 4, dacă nu mă înșel, 4 ani de închisoare. Și ziua eliberării a fost o zi extrem de emoționantă, în care l-a așteptat toată familia acasă, mama, bunica, soția, copilul și așa mai departe. Și aia a fost ultima dată când am fost în acea casă și cumva am închis cercul acum, am fost în ziua eliberării, eliberare care a constituit ultimul capitol din carte și iată că m-am întors în ziua nunții. Intrarea miresei a fost una spectaculoasă, a intrat împreună cu arabilul Bursuc. Asta este un proiect foarte, foarte interesant pe care îl are Dan Bursuc, pe care îl salut pe această cale și pe care o să-l vedeți, o să-i vedeți pe băieții ăștia, parabilul Bursuc și în clanul, i-am avut în clanul senzațional, împreună cu Lele. 10-9! Alături de șantă! Ei,
pentru noastră amare și doamne de măcărăjete de la noi. Am atunci venit cu mână dimineața. De măcărăjete și rămână din sufletul de la tata funcții. Petrecerea de seară a fost la un restaurant, un, o sală de evenimente din Bolintin Vale, acolo unde s-au adunat nu știu câte sute, foarte mare sala respectivă și foarte multă lume a venit la, la Nuțu și foarte mulți cântăreți. L-am văzut pe Alex Velea, Alex Velea a deschis seara pentru că el este acela care are acea trapanea sau cum se numesc astea în Velea cu legenda mafiei. Eu sunt unul vagăt nei, sunt legenda mafiei, 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 sunt legenda. Melodia Legenda Mafiei a fost cântată în seara respectivă nu de Alex Velea, ci de Lele într-o variantă mult mai manelizată, mai lăutărească. Bineînțeles că s-a perindat toată floarea aceea vestită a lăutăriei din România și n-a putut să lipsească regele Florin Salam, vecinul meu. Despre Florin Salam am un capitol foarte interesant în carte în Dresori de Lești de Fraieri. O să vedeți cum și unde l-a cunoscut Nuțu Cămătaru pe Florin Salam și din ce situație l-a extras efectiv, care a fost relația lor, cum l-a ajutat. Repet, găsiți Dresori de Lești de Fraieri în descriere, apăsați, în 48 de ore e la voi, 48 de ore, adică în două zile lucrătoare, să fiu corect, dacă dați comanda vineri seara, s-ar putea să ajungă, dar în două zile lucrătoare e la voi oriunde în lume, oriunde, am livrat de la Chicago până la Statul Mare. Să vă fac o precizare, am văzut în multe comentarii de pe TikTok, mai că parcă TikTokerii sunt mai răi decât ăștia care stau pe YouTube sau pe Facebook, am văzut comentarii cum că dau bani la manele și da, surpriză, este adevărat, dau bani la manele, la maneliști, la lăutari, cum se zice, pentru că eu îi consider mai mult lăutari decât maneliști, și vă spun de ce o fac. Unu, pentru că este un obicei care vrem, nu vrem, ne place sau nu. El există și pentru că ideea este următoarea. Obiceiul ăsta este plecat din faptul că în general lăutarii nu erau plătiți. Lăutarii veneau și făceau doar banii pe care îi făceau acolo. E, de multe ori, în foarte multe ocazii la care am fost, poate mă gândesc eu chiar și pe la evenimentele organizate în Nuțu Cămătaru, lăutarii nu erau neapărat plătiți și atunci e un semn de respect că îți place muzica lor să îi plătești tu. Odată ajuns acolo. De exemplu, dacă aș face vreodată la ziua mea, n-am făcut până acum, n-am avut niciodată un lăutar la ziua mea, dar dacă aș face o chestie de genul ăsta, n-aș mai dea. Le-aș face un fi și aș spune, bă, uite, sunteți plătiți atât, cel puțin eu, ceilalți invitați, normal,
ar, probabil că ar ține obiceiul și le-ar mai da niște bani. Dar eu nu aș mai da bani, că zic, bă, i-am plătit. Dar atât timp cât eu nu i-am plătit și mă gândesc că nimeni nu i-a plătit, băi, să știți că e frumos. Și eu de câte ori sunt într-un eveniment în care sunt lăutari, maneliști sau cum vreți să le spuneți, dacă aleg să rămân și să particip la acel eveniment, voi lăsa și niște bani. Ăsta mi-e obiceiul, omorâți-mă. Pregătim o surpriză, podcast cu Nuțu Cămătaru la mijloc, îl băgăm la mijloc eu cu Angel Damian sau cu Nathan Ticu. O să o facem când atingem 150.000 de subscriberi. Așa că tot ce aveți de făcut este să dați acolo subscribe, apăsați butonul de subscribe. La 150.000 pornim podcastul, ne apucăm și îl facem. Și aici, în acest video, chiar aici, vreau să-mi lăsați lista voastră de comentarii. De întrebări, lista voastră de întrebări. Deci lăsați la comentarii întrebări cu ce ați vrea să-l întrebați dacă ați fi acolo în sală cu noi. Bă, ce l-ați întrebat voi pe Nuțu Cămătaru? Orice întrebare, eu o să fac un best of, un greatest hit și o să le întreb la podcast. Nuțu Cămătaru coming. 150.000, nu e greu. Eu sunt unul vagă, sunt